Prin harul Domnului suntem din nou în adunare și dorim să continuăm să învățăm din Cartea Sfântă. Cu respect ne apropiem de Domnul, am făcut-o și prin rugăciune. Continuăm să îl întrebăm. Astăzi, întrebările celor ce suferă. Cei ce suferă, fie că e vorba de boală, prigoană sau alte necazuri, sunt printre cei mai motivați să întrebe în regim de urgență, Doamne, de ce sufăr? Sau până când voi mai suferi? De aceea, în mod deosebit, în cartea lui Iov întâlnim asemenea întrebări. Aici suferința se dezlănțuise din plin, citim în cartea aceasta, capitolul 7, subtitlul Iov deznădăjduit, traducătorul Dumitru Cornelescu, ca unul care a tradus cuvânt cu cuvânt, a găsit potrivit să treacă acest titlu. Sorta omului pe pământ este ca unui ostaș și zilele lui sunt ca unui muncitor cu ziua. Dar nu doar munca ar fi o povară, scrie aici. Seara, versetul 4, mă culc și zic, când mă voi scula? Când mi se va sfârși noaptea? Pentru că nu avea odihnă și mă satur de frământări până în revărsatul zorilor. Trupul mi se acoperă cu viermi și cu o coajă pământoasă. Pielea îmi crapă și se desface. Zilele mele zboară mai mult decât subeica țesătorului se duc și nu m-am nicio nădejde. În durerea lui s-a îndreptat spre Dumnezeu și a zis versetul 7, adu-ți aminte Dumnezeului că viața mea este doar o suflare. Și apoi, spre finalul acestui cuvântări, începe el să pună întrebările. Citim de la versetul 20, pentru ce mai pus țintă săgeților tale? Și am ajuns o povară chiar pentru mine însumi. Pentru ce nu-mi ierți păcatul și pentru ce nu-mi uiți fără de legea? Căci voi adormi în țărână și când mă vei mai căuta, nu voi mai fi. Astfel de întrebări au de-a face cu hotărârile divine. Adică îl întrebăm pe Dumnezeu ce a hotărât cu privire la noi. În fond au de-a face cu atitudinea inimii lui Dumnezeu. Ne va fi sau nu favorabil? Pentru aceasta citim câteva versete și din cartea profetului Ieremia, un alt om care a trăit multă durere și a văzut multă suferință în viața lui Ieremia, capitolul 3, versetul 5. Își va ține el mânia pe vecie? O va păstra el totdeauna? Iată, așa ai vorbit și totuși ai făcut aceste lucruri nelegiuite cât ai putut. A dat Dumnezeu un răspuns. Și tot din Ieremia citim capitolul 14, versetul 8. Tu care ești nădejdea lui Israel, Mântuitorului la vreme de nevoie, pentru ce să fii ca un străin în țară, ca un călător care intră doar să petreacă noaptea în ea? Cu alte cuvinte, Doamne, vei trece pe lângă noi sau te vei opri să ne cercetezi situația? De exemplu, un bolnav la spital, cum nu-și dorește să vină medicul sau, dacă are dureri, să vină o asistentă să-i facă o injecție de calmare. Întrebările acestea încearcă să ajungă la inima lui Dumnezeu pentru a descifra de ce Dumnezeu a hotărât aceasta și ce va decide în continuare. Așadar să observăm din Scripturi ceea ce am numit întrebările durerilor. Trebuie să fie prea stoic cineva, prea iluzionist, ca în durere, în suferință, să nu pună întrebări. Întrebarea de fond este, până când? Spune Cartea Sfântă, citesc Domnul Ieremia, capitolul 15, versetul 18, pentru ce nu mai contenește suferința mea? Pentru ce
mă ustură rana și nu vrea să se vindece. Să fii tu pentru mine ca un izvor înșelător care o apă care seacă? Cartea profetului Habacuc, capitolul 1, versetul 2, un contemporan cu profetul Ieremia, întreabă și el, Habacuc, capitolul 1, versetul 2, până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție fără să dai ajutor? Cei care suferă își doresc cel puțin să li se aline durerile, să fie o anumită pauză, să respire în voie. Și iată că Dumnezeu uneori întârzie. Întrebarea este de fapt unde este îndurarea Domnului potrivit promisiunilor Lui. Dacă Dumnezeu este plin de bunătate și îndurare, de ce lasă pe oameni să sufără, chiar pe cei credincioși? Iată ce întreba și psalmistul, psalmul 89, versetul 49. Unde sunt, Doamne, îndurările Tale dintâi, pe care le-ai jurat lui David în credincioșia ta? Și poate ați avut de face cu situații în care Dumnezeu a promis cuiva că îl vindecă și el încă este bolnav. Poate ați avut un necaz în care a tras nădejde. Și dacă n-ați avut un cuvânt profetic specific, citind în Biblie, atunci când ne chemăm, Domnul ia aminte și ne vine în ajutor și totuși, adesea, ziua izbăvirii, a intervenției divine, întârzie să-și arate zorii. Sunt oameni care suferă o viață întreagă. Aici întrebările devin cronice precum boală. Și pot merge până la limita de a întreba de ce m-am născut să sufăr? Sunt boli moștenite genetic. Sunt oameni care își suportă un handicap o viață întreagă sau cel puțin o perioadă lungă din viață. Sunt oameni care au fost paralizați ani de zile sau imobilizați la pat, ologi, zeci de ani. Iată ce citim în privința aceasta întorcându-ne la cartea Iov, capitolul 3. Iov în suferința lui punea întrebări și pentru situații similare. Capitolul 3, versetul 20. Pentru ce dă Dumnezeu lumină celui ce suferă și viață celor amărâți la suflet, care așteaptă moartea și nu vine, măcar că o doresc mai mult decât o comoară, care n-ar mai putea de bucurie și de veselie dacă ar găsi mormântul? Asta era întrebare. Și revine. Pentru ce, zic, dă-i lumină omului care nu știe încotro să meargă, pe care îl îngrădește Dumnezeu de toate părțile? Pentru ce? Până când? Aceste întrebări ale durerilor. Tot din Ieremia citim capitolul 10, versetul 18, din Iov, scuzați, apoi din Ieremia. 10 cu 18. Pentru ce m-ai scos din pântecele mamei mele? O, de-aș fi murit și ochiul să nu mă fi văzut. Atât de mare era durerea. I-a părut rău că a ajuns să trăiască. Și Ieremia, capitolul 20, versetul 18, prezintă o atitudine similară. Nu citim despre Ieremia că ar fi fost bolnav, a fost doar sărac și foarte prigonit. Dar întrebarea era aceeași, 20 cu 18, pentru ce am ieșit din pântecile mamei? Ca să văd numai suferință și durere și să-mi sprăvesc zilele în rușine? Întrebări pe care acești mari oameni al Dumnezeu le-au pus celui atotputernic. De altfel, în Biblie întâlnim recomandarea ca cei bolnavi să întrebe pe Domnul. Este chiar indicat, nu greșit. Drept dovadă, citim din 1 Regi, capitolul 1, din Cronicile
despre împărați, 1 Regi, capitolul 1, de la versetul 2, 2 Regi, capitolul 1, mă scuzați. Ahazia a căzut prin zăbrele iudăii lui de sus din Samaria și s-a îmbolnăvit. A trebuit niște sol și le-a zis, duceți-vă și întrebați pe Balzebub, Dumnezeului Cronului, ca să știu dacă mă voi vindeca de boala aceasta. Dar îngerul Domnului a zis lui Ilie Tishbitul, scoală-te, sună-te a solul împăratului Samaria și spune-le, oare nu este Dumnezeu în Israel de vă duceți de întrebați pe Balzebub, Dumnezeului Cronului? Și vine cu răspunsul, de aceea așa vorbește Domnul. Nu te vei mai dea jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri. Și Ilie a plecat să iasă înaintea solilor. A fost condamnat pentru păcatele lui, dar s-a făcut vinovat și prin faptul că n-a întrebat pe Domnul. Dar în dorința lui, determinată de suferință, a vrut să întrebe, însă nu pe Domnul, ci pe alte zeități. O mustrare apare pentru un alt împărat în cartea 2 Cronici, capitolul 16, de data aceasta un împărat credincios, dar care spre bătrânețe a mai slăbit în credință, Asa, 2 Cronici 16, versetul 12, în al 39-lea an al domniei sale, Asa s-a îmbolnăvit de picioare, așa încât avea mari dureri. Chiar în timpul bolii lui, n-a căutat pe Domnul, ci a întrebat pe doctor și evident că această atitudine i se impută. De altfel, a întrebat pe Domnul când ești bolnav se încadrează în regula generală de a întreba pe Dumnezeu atunci când nu știi, atunci când vezi ceva ce nu înțelegi. Așa a procedat regele David, despre care citim în a doua carte a lui Samuel, capitolul 21. În vremea domniei lui a fost o foamete de 3 ani și asta cu siguranță că a adus mari greutăți poporului. Și scrie aici, David a întrebat pe Domnul și Domnul i-a zis, din pricina casei lui Saul și a casei lui sângeroase, pentru că a ucis pe gabaoniți, este foamete aceasta. Pentru că nu s-a respectat un cuvânt. Dumnezeu a pedepsit cu foamete. Și suferința, iată că a avut explicații. Aici mai vin cu o atenționare să ne ferim de stările de murmur și de cârtire, astea ca forme ușoare și cu atât mai mult de formele severe, cum ar fi pierderea nădejdii, teama sau necredința că suntem abandonați de către Dumnezeu. Spunea un frate care a făcut mulți ani de pușcărie și care a fost torturat în deznădejdea lui, am suferit mai mult decât Domnul Hristos. Fizic vorbind, așa era. 10 de ani de închisoare, torturi, ruperea de către familie și toate celelalte șicane pe care autoritățile persecutoare îi le făceau. Așadar să fim atenți ce atitudini vom avea. E normal să întrebăm pe Domnul, dar până vom primi răspuns, până vom rezolva lucrurile, să nu cădem în aceste stări paralele ale întrebărilor, supărând pe Domnul prin vorbele noastre sau și mai grav, ajungând să ne pierdem credința în Dumnezeu. Iată ce citim despre situația evreilor, cartea Numeri, capitolul 20. Și vă rog să vă gândiți că drumul lor prin pustie s-a cam lungit. Citim de la versetul 2, adunarea n-avea apă și s-au răsculat împotriva lui Moise și împotriva lui Aron. Și poate unii se ceartă cu cei din casă că odată n-a fost gata mâncarea, dar aceștia au avut condiții mult mai severe, mai grele. Și iată ce au spus ei în supărarea lor, versetul 3. Ce bine ar fi fost să fi murit noi când au murit frații noștri înaintea Domnului. S-au supărat pe viață. Pentru ce ați adus adunarea Domnului în pustia aceasta ca să murim în ea, noi și vitele noastre? Pentru ce ne-ați scos din Egipt și ne-ați adus în acest loc rău, unde nu este nici loc de semănat, nici smochin, nici viță, nici rodiu, nici apă de băut? Și în contextul
acestei atitudini, chiar și Moise s-a făcut vinovat și a greșit cu buzele lui. Fapt pentru care a fost pedepsit cu imposibilitatea intrării fizice în Canaanul de atunci. În capitolul 21 observăm că oamenii nu s-au vindecat. Pentru că, hai să fim sinceri, cei care se obișnuiesc să comenteze, să cârtească, nu se vindecă așa cu o predică, poate nici cu o pedeapsă. Este un viciu grav care a stârnit mânia divină împotriva evreilor și împotriva oricui procedează așa. Citim de la versetul 4, au plecat de la Marea, spre Marea Roșie, ca să ocolească țara ei Domnului, poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. Iată când apar aceste atitudini. Și-a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Și din nou apar acele întrebări. Pentru ce ne-a scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Și Dumnezeu nu a fost sensibilizat de durerea lor, de foamea lor? Nu, pentru că nu era o atitudine corectă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați, care au mușcat poporul așa încât au murit mulți oameni în Israel. Păi s-au trezit și au zis, am păcătuit. Roagă-te Domnule pentru noi. Altceva este să vii să-i spui cuiva să se roage pentru tine, decât să te plângi la unul și la altul murmurând. De fapt, nu Dumnezeu era vinovat că ei au rătăcit prin pustie, a fost atitudinea lor de necredință. Ei au zis atunci când cele 10 iscoade au semănat necredință, să ne întoarcem în Egipt. Și Dumnezeu le-a dat cale întoarsă, până aproape spre Marea Roșie. Și a depărtat Canaanul de ei, pentru că ei nu credeau de altfel că se poate intra în el. Să citim câteva versete și din Cartea Psalmelor, pentru ca să știm cum să punem întrebările și să nu greșim. Psalmul 10, versetul 1. Pentru ce stai așa de departe, Doamne? Pentru ce te-ai ascuns la vreme de necaz? Oare chiar să fie departe? Chiar să se ascundă? Sau ni se pare nouă? Că doar e scris că Dumnezeu este aproape toți cei cu inima înfrântă. Da, dar pentru că nu intervine, nouă ni se pare că este departe. Psalmul 22, versetul 1, un psalm profetic. Cu referire la Domnul Hristos, la agonia de pe cruce. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Și pentru ce te depărtezi fără să-mi ajuți și fără să asculți plângerile mele? Aparent nici Domnul Hristos n-a fost ascultat când s-a rugat în Ghețiman și apoi a strigat pe cruce, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? O întrebare ce poate fi pusă, dar fără atitudini greșite. Tot din psalm citim din 42, versetul 9 și 10. Și psalmii, nu uitați, sunt rugăciuni, cuvinte pe care le putem adresa cu respect și cu durere înaintea Domnului. De aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apășarea vrăjmașului? Parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia când mă băjocoresc vrăjmașii mei și îmi zic neîncetat, unde este Dumnezeul tău? Întoarcem pagina, capitolul 44, versetele 23 și 24. Trezește-te! Pentru ce dormi, Doamne? Adică nu începi să lucrezi. Trezește-te! Nu ne lepăda pe vecie. Pentru ce ți-a ascuns fața? Pentru ce uiți de nenorocirea și apăsarea noastră? Cuvinte rostite de fiul lui Core. Acestea așadar sunt întrebările. Haideți să vedem care sunt răspunsurile Domnului pentru cei ce suferă. Și așa se face că Dumnezeu a rânduit în ziua asta, când vă țin lecția asta, să sufăr și eu, chiar acum în timp ce predic. Și am zis că este bine ca să pot să am gust la ceea ce spun. Hai să observăm așadar răspunsurile pentru cei ce suferă. În primul rând, trebuie să știm că Domnul vede și știe cauza pentru care suferința noastră încă este pe rol, nu-i dată de faptul că Dumnezeu nu cunoaște și nici de imposibilitatea ca El să intervină. El
monitorizează durerea noastră. Să știți că suntem sub aparatele lui nevăzute, care indică întotdeauna cu exactitate, mai bine decât orice aparatură umană de diagnosticare, pentru că Dumnezeu cântărește toate acestea. Chiar și când suferința întârzie cu zecile de ani să se oprească. Pentru aceasta citim din cartea Exod despre evrei care o duceau greu în Egipt. Până într-acolo încât scrie în capitolul 2, versetul 23 din Exod, că gemeau și scoteau strigăte desnădăjduite. Strigătele acestea pe care le smulgea robia s-au suit până la Dumnezeu. Citim 3 cu 7. Domnul a zis, am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt. Și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. N-ar fi fost ispitit Moise să întrebe, dacă îi cunoști durerile, nu era mai bine să mă pui eliberator acum 40 de ani, mai trebuie să stau la oi? Să mai suferi ei încă 40 de ani? Dar rețineți prima idee, Dumnezeu, întotdeauna când îl întrebăm, el ne spune mai întâi știu. Citim și din capitolul 4, versetul 31. După ce Moise este trimis, își prezintă mandatul supranatural, poporul a crezut. Astfel au aflat că Domnul cercetase pe copiii lui Israel și că le văzuse suferința. Și au plecat, s-au aruncat cu față la pământ. Acum au aflat și ei că Dumnezeu știa. Și au zis, da, deci știe. Deci ne are în vedere, deci are în plan să ne ajute, da. Așa vorbea Domnul și prin Ieremia, cartea Plângerile, capitolul 3. Citim de la versetul 34. Când se calcă în picioare toți prinșii de război a unei țări, când este călcată dreptatea omenească în fața celui prea înalt, când este nedreptățit un om în pricina lui, nu vede Domnul? Ba da, evident că vede. Pentru că, am spus încă de la prima lecție, nu se poate întâmpla nimic fără ca Dumnezeu să comande, fără ca El să decide. Vă amintesc și un exemplu din Vechiul Testament, regele Ioas, care fusese protejat câțiva ani de bătrânul preot Ihoiada și pus pe tron. Și sub auspiciile acestui preot înțelept, domnia lui a prosperat. Dar după moartea bătrânului, el n-a fost recunoscător. I-a omorât copilul pe prorocul Zaharia, care i-a mustrat din partea Domnului. Și spune Cartea Sfântă că acest proroc, acest preot, despre care și Domnul amintește, cred mai târziu, a zis, când a murit Domnul, să vadă și să judece. În durerea lui a rostit aceste cuvinte. Mai bune, am spune, sunt a lui Ștefan, Domnul să ierte, dar oricum Domnul vede și la vremea potrivită are în plan să judece. Dumnezeu știe și nu uită și se întoarce cu îndurare spre cei ce sufăr, dar nu fără măsură cu privire la cei credincioși. Și dacă nu sunt osândiți și nu sunt lepădați, Dumnezeu le adeverește că este în controlul situației, n-a uitat de ei și le cercetează starea. Spunea fratele Horobez de la Kamenka, din fosta Uniune Sovietică, faptul că atunci când a fost arestat și bătut, i-au zburat toți dinții din gură, a văzut un înger, o vedenie interesantă. Va să zic că Dumnezeu asista la tortură. I-a luat durerile prezența divină. Dar mai târziu, când a aflat că a fost condamnat pentru mai mulți ani, i-a venit gândul și a întrebat, Doamne, nu mă poți elibera ca pe Petru? Îngerul acela nu mai este activ. Și
se ruga cu foc și ca un om care avea descoperit din partea Domnului, a văzut venind spre el un înger. A sperat pe moment că se produce minunea. Dar pe când se ajunge la el, din lateral s-a întins o mână și a auzit o voce. Încă nu acum, peste 8 ani. Deci avantajul celor credincioși este că ei sunt încredințați de privirea divină asupra lor și de urmărirea, de asistența divină pe tot parcursul suferinței lor. Acesta este un răspuns al Domnului, până una altă, știu și rămân aproape. Iată ce citim din Psalmul 10. Versetul 14. Dar tu vezi că și tu privești necazul și suferința ca să iei în mână pricina lor. În nădejdea ta se lasă cel nenorocit și tu vii în ajutorul orfanului. Versetul 17 și 18. Tu auzi rugăciunile celor ce sufăr, Doamne, le întărești inima, îți pleci urechea spre ei, ca să faci dreptate orfanului și celui asuprit, ca să nu se mai însufle groaza omul cel luat din pământ. Aceasta, repet, este o primă atitudine divină, care este un prim har pentru noi. Ceea ce face ca să ne fie ușurate suferințele, cum scrie în Psalmul 41. Fie efectiv fizic să ne fie ușurate suferințele, fie prin starea noastră psihologică, spirituală, în fond, să fim ușurați. Tot despre aceasta citim și în Psalmul 107. În ideea de a nu fi ispitiți să murmurăm, ba dimpotrivă, să lăudăm pe Domnul care ne știe, ne va veni în ajutor, pentru că unii uită și după ce sunt izbăviți ca să mulțumesc. Citim de la versetul 10. Cei ce ședeau în întuneric și în umbra morții trăiau legați în ticălășie și în fiare. Citesc, aici sunt mai multe variante, dar de la versetul 13. Atunci în stântura lor au strigat către Domnul, i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții, le-a rupt legăturile. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Pentru că este o mare bunătate ca să fim izbăviți. Dar tot din bunătatea Domnului face parte și această asistență divină în așteptare. Aici, în acest psalm, sunt trecute necazuri pentru evreii care au păcătuit, dar și pentru evreii care au fost lăsați de Dumnezeu să suferă pentru a fi testați, pentru a fi educați. Și tot mereu se repete expresia aceasta, iată și în 21, verset. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui. Doamne, dă-ne pricepere să fim corecți față de Tine. În al doilea rând, ca și un răspuns al suferinței, trebuie să înțelegem că oamenii sunt în condiția de expulzați din rai cu sentință de pedeapsă, ceea ce face ca suferința să fie legală. Ce a spus Dumnezeu pentru Adam și Eva? Suferință la naștere, suferință prin muncă și alte dureri și apoi suferința la sfârșitul vieții. Iată cuvintele lui Dumnezeu și această suferință poate fi ameliorată, dar nu este suspendată pe deplin. Genesa 3, de la versetul 16. Voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii. De ce sufăr femeile? Sunt sub pedeapsă. De ce sufăr bărbați? Versetul 17, partea finală. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Și mulți s-au îmbolnăvit și au suferit datorită unui loc de muncă. Au lucrat în mine, în alte condiții grele. În sudoarea feții tale să-ți mănânci pâinea, căci din țărână ai fost luat și în țărână te vei întoarce. Și știm că nu ne întoarcem cu pas de defilare, ne întoarcem în baston. Ceea ce înseamnă suferință. Suferința este naturală, este legală,
Ceea ce putem noi să facem e să rostim rugăciunea lui Abeț, așa numită, din 1 Cronici, capitolul 4, dar nu după teologia Occidentului, care cred că dacă ești credincios, n-ai voie să fii nici bolnav, nici sărac. Trebuie să te vindeci în regim de urgență și să te îmbogățești tot așa de rapid. Cineva m-a întrebat, frate, oare să nu fie drept, cum zic ei? Găsesc ei ceva versete, că Domnul Hristos a luat toate păcatele și toate suferințele și atunci gata, dacă ne-a iertat toate păcatele, trebuie să ne ia și toate suferințele. Și am răspuns, mi-a venit un cuvânt așa instant, am spus, frate, dacă noi, ca și credincioși, trebuie să fim scutiți totalmente de suferință și de sărăcie, trebuie să ne căutăm un alt mântuitor, ca nu ăsta a fost obișnuit cu suferința și n-a făcut niciodată. Ori nu putem noi să fim mai ceva ca el când așa a fost împăratul. Și noi suntem supușii lui, ucenicii lui. Dar putem să rostim această rugăciune. 1 Cronici, capitolul 4, versetul 10. Dacă mă vei binecuvânta, dacă îmi vei întinde hotarele, dacă mâna ta va fi cu mine, dacă mă vei feri din norocire așa încât să nu fiu în suferință și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Asta nu înseamnă că a trăit veșnic sau că n-a avut niciodată măcar dureri de măsele. Dar Dumnezeu l-a favorizat. Și de altfel cred că Dumnezeu, cu noi credincioșii, este mai binevoitor. În al treilea rând, vreau să observăm că durerea, suferința, nu ni se trage numai de la protopărinții noștri și o moștenim pe linie genealogică. Este și o urmare a unor păcate curente, săvârșite de noi în viață, de fiecare. Situație în care suferința are un rol punitiv și educativ. Așa este învățătura apostolică, Evrei, capitolul 12, și iarăși ne izbim în vremea noastră de oameni care vor să nege aceasta. Dacă am fost iertați, dacă Domnul a murit pentru noi, noi nu mai suportăm nimic pentru păcat. Dacă nu suntem cominți, Dumnezeu are noiau. Evrei 12, citim de la versetul 6, căci Domnul pedepsește, versetul 7, suferiți pedeapsă. Și asta înseamnă suferință. Aceasta este regula. Și vreau să vă citesc câteva situații din Vechiul Testament în care Dumnezeu s-a exprimat pe față. Le-a spus concret că ei sufăr pentru păcatul lor. Cunosc situația unui frate care a căzut într-o stare de imoralitate, s-a îmbolnăvit mai grav, a ajuns bolnav în spital și într-o noapte s-a prezentat un înger la el și numai atât i-a zis, știi pentru ce ești aici? Și în momentul în care l-a întrebat, tot filmul păcatelor lui îi stătea, cum zice David în Psalmul 51, necurmat înaintea mea și nu pot să-l alung. Așadar să luăm aminte, dacă păcatul aparține trecutului nostru, să fim gata să acceptăm suferința ca o realitate a prezentului nostru sau chiar a viitorului nostru. Iar ceilalți care n-au păcătuit, să se teamă, să umble cu frică în timpul pribegiilor și să învețe din suferințele altor. Să nu glumească, așa ca cine s-o cotuiesc, cum scrie în Proverbe, cu păcatul. Citim din Iov, capitolul 33, versetul 19. Din cuvântarea lui Elihu. Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui, când o luptă necurmată îi frământă oasele. Întoarcem pagina, capitolul 36, versetul 15. Suferința are rol de pedeapsă, dar și rol de educație. Dar Dumnezeu scapă pe cel norocit prin norocirea lui și prin suferință îl înștiințează. Vorbește cu el. Psalmul 38, cuvintele lui David, a cărui păcat îl cunoaște. Versetul 17 și versetul 18. Că sunt aproape să caz și durerea mea este totdeauna înaintea mea. Și ce l-a determinat această durere? Versetul următor, îmi mărturisesc fără de lege.
mă doare de păcatul meu. Deci când ai durere pentru păcat, e bine să te doară și sufletul. Pentru că asta este dovada că ai înțeles de ce ești pedepsit. Trecem în cartea profetului Isaia. Capitolul 38, versetul 17. Ne oprim puțin la Ezechia, care era un om credincios, dar s-a dovedit spre sfârșitul vieții lui că nu era nici el desăvârșit. 38:17. Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea, rolul educativ al suferinței. Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii, căci ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Și până nu s-a rezolvat problema celor păcate, n-a fost el scos din starea de suferință. Capitolul 50, tot Isaia, versetul 11. Trebuie să fim realiști, frați și surori. Dacă medicul uneori încearcă să determine cauza bolii, de exemplu, cineva a făcut un infart, ce o să-l întrebe? Ce necaz ai avut? Ce alimente ai consumat? Boala e determinată de ceva în plan fizic, dar ea are mai întâi un fond spiritual. 50:11. Iată, voi toți care aprindeți focul și puneți tăciuni pe el, umblați în lumina focului vostru și în tăciunii pe care ați aprins, dacă nu vreți altfel. Dar mâna mea, din mâna mea vi se întâmplă aceste lucruri, ca să zăceți în durere. Ieremia, capitolul 30, versetul 15. Versete foarte categorice. Și Dumnezeu, dacă este întrebat, răspunde. 30:15. De ce te plângi de rana ta? De durerea pe care ți-o prinuiește boala ta? Pentru mulțimea nelegilor tale, pentru marele număr al păcatelor tale te-am făcut să suferi aceste lucruri. Observați și răspuns clar. Plânge Ieremia, capitolul 1, aici e un răspuns mai categoric. Citim de la versetul 11. Tot poporul lui caută pâine suspinând și au dat lucrurile scumpe pe hrană numai ca să-și țină viața. Uită-te, Doamne, privește cât de josit sunt. O, voi care treceți pe lângă mine, priviți și vedeți dacă este vreo durere ca durerea mea. Ca durerea pe care m-a lovit Domnul în ziua mâniei lui aprins. M-a zvârlit de sus în oase un foc care le arde. Mi-a întins un nas o picioare și m-a dat înapoi. M-a lovit cu pustire și o lâncezeală de toate zilele. Mâna lui a legat jugul nelegilor mele, care stau împletite și legate de gâtul meu. Mi-a frânt puterea, Domnul mi-a dat în mâinile celor a cărora nu pot să le stau împotrivă. Și versetul 18. Domnul este drept, căci m-am răzvrătit împotriva poruncilor lui. Au ajuns să recunoască vinovăția lor. Un alt răspuns. Cei ce sufăr fără să fie acuzați de conștiință, trebuie să știe că pentru ei suferința este un mijloc de luptă în condiția conflictului spiritual în care ne aflăm. Aici se include suferința în lucrarea Domnului, suferința martirilor, acelor ce, datorită evlavilor, sunt prigoniți și sufăr, de la vorbe, la bătăi sau chiar la alte cruzimi sau chiar la martiraj. În asemenea situații, cei credincioși sunt și ispitiți să întrebe, Doamne, dar altul de ce nu suferă? În asemenea situații, diavolul ar vrea să vină el cu un răspuns. Ai păcătuit, ești vinovat, Dumnezeu te-a lepădat, a uitat de tine. Am învățat deja că Dumnezeu nu uită. Dar este bine să știm de ce ni se întâmplă așa și să acceptăm această suferință pe care o mai putem numi pentru Domnul. De ce a suferit Iov? Pentru păcatele lui? Așa credeau prietenii lui, dar Dumnezeu n-a fost de acord cu ei. De ce a suferit? Pentru că în cosmos există un conflict. Și Iov a fost luat drept probă, drept monstră a oamenilor care sunt atașați de Dumnezeu la bine sau la rău. Dar totuși el întreba. Ne întoarcem la cartea sa, capitolul 13, versetul 13.
Ascultați dorința lui. Tăceți, lăsați-mă, vreau să vorbesc. Vrea neapărat să vorbească. Nu atât de mult cu ei, că deja îl deranjau cu Dumnezeu. Îmi voi lua carnea în dinți, îmi voi pune viața în joc. Vreau să vorbesc cu Dumnezeu. Adică să-L întreb, de ce, pentru ce? Dumnezeu i-a răspuns în final. Știți ce a zis? Îmi pun mâna la gură. Da? Pentru că Dumnezeu a avut un interes, am putea spune, și pentru suferință l-a răsplătit pe Iov, suferința a trecut. Dumnezeu se uită altfel la suferință decât noi. Pe noi ne doare pe moment. Dumnezeu știe că suferința este trecătoare, scopul ei poate să fie unul etern. Cât câștig a adus cartea lui Iov pentru generațiile care au urmat. Scrie Iacob mai târziu în epistola sa, fraților, uitați-vă la răbdarea lui Iov și ce sfârșit binecuvântat i-a dat Dumnezeu. Și noi suntem în stare uneori să suferim o injecție, de exemplu, ca după aia să ne fie bine, să muncim în condiții grele pentru că apoi să avem un salar bun, un concediu mai mare și așa mai departe. Rămânem în acest capitol și citim de la versetul 20. Să observați ce își dorea el. Numai două lucruri fă-mi și nu mi-ascunde fața ta. Trageți mâna de peste mine, adică să mi se oprească starea de durere. Nu mai turbura cu groaza ta, apoi cheamă-mă și îți voi răspunde. Sau lasă-mă să vorbesc eu și răspundem tu. Și întreabă, câte fără de legi păcate am făcut? Arată-mi călcările de legi și păcatele mele. Pentru ce ți-a ascuns fața și mă iei drept vrăjmaș? Vrei să mă lovești ca o frunză suflată de vânt? Vrei să mă urmărești ca un pai uscat? Pentru ce mă lovești cu suferința mare? Și mă pedepsești pentru greșeli din tinerețe? Deci nu că n-avea și Iov scăpările lui, dar erau subțiri, am putea spune, față de păcatele altora care o duceau bine. Pentru ce îmi pui picioarele în butuci și îmi pândești toate mișcările și îmi pui hotar pașilor mei? Pentru ce? În final Dumnezeu a răspuns, dar eu cred că lui Iov i-a părut rău că a pus toate aceste întrebări. Poate le-a pus și pentru noi, ca să nu le mai punem noi. Dar oricum suntem ispitiți și noi să le punem. Iată ce spune Apostolul Petru în întâia sa epistolă, o scrisoare adresată celor ce sufereau. Era vremea prigoanei din timpul lui Nero. 1 Petru, capitolul 4, versetul 16. Dacă suferă cineva pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Versetul 19. Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu, cu siguranță nu-i vorba de suferința pentru păcat, că doar păcatul nu-i după voia lui Dumnezeu, să-și încredințeze sufletele credinciosului ziditor și să facă ce este bine. În mod normal, conștiința trebuie să se lase cu liniște. Și spune tot aici în 5:9, împotriviți-vă diavolului tare în credință. Și una dintre provocările lui în suferință este să murmuri, să te răzvrătești, să te lepezi de Domnul și așa mai departe. Știind că și frații voștri din lume trec prin aceleași suferințe ca voi, Doamne, întărește-i pe toți. Și un ultim aspect, atenție la răspunsurile oamenilor, nu le luați repede de bune. Pentru că adesea nu sunt în concordanță cu realitățile din lumea spirituală, asta a fost greșelile pretinilor lui Iov și au fost taxați să aducă jertfă, sau nu sunt în cunoștință cu starea din inima omului, eroarea lui Eli. S-a uitat la Ana, a văzut-o câtă vreme stă acolo, a luat-o drept beată și ea suferea. Nu și-a cerut scuze, dar a vrut să-și repare greșeala zicând, Domnul să-ți asculte rugăciunea. Vedeți? Să nu ne grăbim să facem nici pe procurorii, asta se întâmplă în cazul celor care nu iubim. Știu eu de ce supere? L-au ajuns mânia lui Dumnezeu. Nu fi tu procuror. Când e vorba de ai noștri, Doamne, de ce sufere că a fost om bun? Nu te angaja repede avocat, că nu cunoști tu. De ce este așa? Și în cauză ar trebui să cunoască, să întrebe în sinceritate, fără cârtire. Și Dumnezeu poate să dea răspuns, slăvit să-i fie numele. Așadar, să facem o scurtă recapitulare la aceste răspunsuri pentru cei ce suferă. În primul rând,
Domnul știe și este aproape de cei ce suferă. Dacă părinții monitorizează îndeaproape starea unui copil bolnav, nu o face Domnul? El e mai bun, noi suntem răi în raport cu el. În al doilea rând, să știți că noi pe pământ suntem expulzați de rai și suntem, din rai și suntem sub condiții de pedeapsă. Suferința este specifică vieții pe pământ. Te întâlnești cu ea sub o formă sau alta, mai degrabă sau mai târziu. În al treilea rând, sunt mulți care sufăr pentru păcatul lor. E bine să știe, să se corecteze, poate trebuie să aducă o jertfă. Știți că David, în cazul acelor 3 ani de foame, te-a trebuit să aducă o ispășire? Ei, nu în forma aceea trebuie să mă aducem, evident. Sau prietenul lui Iov, să jertfim animale, dar de o dărnicie poate fi vorba. Sunt lucruri care trebuie recunoscute, reparate, pentru ca mânia Domnului asupra noastră să înceteze. Există suferințe pentru cei ce sunt nevinovați. Situații în care ei trebuie să știe că vor fi răsplătiți și suferințele din vremea de acum nu sunt vreți să fie puse alături de slava viitoare. Pavel s-a împăcat cu ideea aceasta. Astea sunt suferințele slujbei. Dacă Dumnezeu ar fi luat darul apostolului, chiar ar fi luat și țepușul. A zis, din pricina acestor descoperiri, trebuie să rămâi în starea asta. Și a zis, simt plăcere. Simți plăcere când te doare? Da, dacă știi că nu-i pentru păcat, nu te mai doare de păcatul tău. De aceea scrie lui Timotei, 2 Timotei 4:5, fă lucrul unui evanghelist. Știți ce scrie în continuare? Rabdă suferințele. Cum, a fi evanghelist înseamnă ceva suferințe? Da. În mod deosebit în unele perioade ale istoricii, în unele zone. Suferința care este legată de slujbă trebuie acceptată gândindu-ne la Domnul și la crucea Lui și la răsplata ce urmează dacă suntem în cumpănă și există riscul să ne îndoim. Și în ultimul rând am spus, nu uitați, nu vă grăbiți să dați răspunsuri și nici să primiți răspunsurile unor oameni. Știu eu de ce. Ai vorbit cu Dumnezeu sau de unde știi? Nu-ți da repede părerea, nici în favoarea celui ce suferă, nici împotriva lui. Abține-te! E bine să întrebăm pe Domnul și răspunsul să-l dea Domnul, nu oamenii. În încheiere, tocmai asupra acestui aspect vreau să vă sesizez, suferința poate formula întrebări și răspunsuri eronate. De exemplu, Solomon n-a ajuns la mare rezultat. Scrie în Eclesiastul capitolul 9, și asta e cel mai mare rău de sub soare. Toate se întâmplă la fel, și la bun și la răi. Nu-i la fel. Nu suferă din aceeași cauză și păcătosul și cel neprihănit. Pare așa, dacă ești superficial. El de altfel merge pe ideea pământească, doar a unei vieți de aici și zice în final acolo în 9:3 și la urmă zice, se duc toți la cei morți. Se duc la cei morți, dar intră pe uși diferite. Sunt destinații diferite. Nu merg toate de avalmă, cum la un moment dat îi se pare lui că merg deodată cu animalele din fermă. Nu? Deci nici să nu întrebăm ușuratic, nici să nu răspundem ușuratic. Iată ce vă citesc în privința asta din Isaia, capitolul 64, versetul 5. Tu ești înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea și celor ce umblă în căile tale și aduc aminte de tine. Dar te-ai mâniat? Adică, Doamne, știu principiul și acum vin cu întrebarea. Te-ai mâniat pentru că am păcătuit? Vom suferi noi veșnic sau putem fi mântuiți? Vedeți ce întrebare corectă. Întrebările trebuie să fie corecte, ca apoi să avem răspunsuri corecte. Zice Iacov 5:13, este unul dintre voi în suferință, să se roage, adică să-L întrebe pe Dumnezeu. Și ceea ce nu trebuie să uităm pentru a nu cădea în deznădejde, harul Domnului Iisus poate să facă suferința utilă. Suferința chiar pentru păcat, fără har, n-ar avea nicio valoare. Plata păcatului moarte. Dar harul Domnului poate face ca și cel păcătos în timp ce suferă să vină harul peste el și să fie cu scop mântuitor, cu atât mai mult în cazul celor credincioși care suferă pentru Domnul, așa cum scria Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 1, vorbind despre suferința lui și scriind unora care treceau prin suferințe. Versetele 5-7, căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa, prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Așa că dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi.
Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă aveți parte de suferință, aveți parte și de mângâiere. Domnul să mângâie pe toți cei ce suferă, dar mai întâi să le dea iertare, să le mângâie sufletul, liniștindu-le conștiința și apoi să se îndure și de trupul lor și Domnul așadar să se poarte cu noi cu toată mila. Și noi să ne purtăm cu alții cu înțelepciune, dar în același timp cu milă. Amin.